Bună ziua, dragile mele, și bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi voi pregăti ciolan de porc la cuptor, o rețetă minunată în sezonul rece. Este cea mai simplă și ușoară rețetă de ciolan de porc ce o puteți pregăti pentru o masă de sărbătoare. Pentru această rețetă vom avea nevoie de un ciolan de porc de 2 kg 500 de grame. Pentru sos vom avea nevoie de o linguriță de sare, o linguriță piper măcinat, câteva cuișoare, o lingură de muștar, o linguriță de boie de ardei dulce, 150 g de usturoi și 100 ml de sos de soia. La prepararea acestui sos, mai întâi vom strivi usturoiul. Adăugăm aici sosul de soia, muștarul, sarea și celelalte condimente. Următoarea etapă este să facem tăieturi cu ajutorul unui cuțit pe întreaga suprafață a pielii. În continuare, vom masa bine carnea cu sosul pe care l-am pregătit. Învelim carnea în folie alimentară de câteva ori și o dăm la rece în frigider pe 24 de ore. Acesta este ciolanul de porc, care deja este condimentat foarte bine. Și acum urmează o etapă foarte ușoară. Învelim ciolanul în câteva straturi, în hârtie pentru copt, apoi în folie de aluminiu și îl dăm în cuptorul preîncălzit la 180-200 de grade pentru 6-7 ore. Între timp ne putem ocupa de alte treburi casnice în timp ce ciolanul nostru se va coace lent în cuptor. După ce ciolanul s-a copt destul de bine în cuptor, pregătim un alt sos. Acest sos va fi din o lingură de miere, 50 ml sos de soia, piper după gust, usturoi uscat, boia de ardei dulce. Dezvelim ciolanul de straturi și apoi ungem suprafața ciolanului cu sosul pe care l-am pregătit. Dăm ciolanul în cuptor pentru 10-15 minute până se ruminește frumos. Iată, acesta este ciolanul de porc care s-a copt 6-7 ore în cuptor, fără a urma și alte etape complicate, fără a fierbe ciolanul în apă. Este foarte gustos, carnea este foarte fragedă, încât ciolanul se desprinde ușor și vă recomand cu încredere această rețetă. Dacă v-a plăcut această rețetă, mi-ar face o mare plăcere să puneți un like, să o distribuiți, iar pentru alte rețete puteți accesa blogul nostru culinar www.bunica.md. Pe curând!